Bun găsit la emisiunea politică! Anal, 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 analitică! Succes în rect cu Igor Dodon! Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Invitatul ediției speciale din această seară este președintele care a pus crucea pe instituția prezidențială, Igor Dodon, a virus. Se potrivește destul de bine, nu degeaba am spus-o. Domnule președinte, să vorbim despre situația medicilor și a sistemului de sănătate. Nu știu, n-am ce face. Vreau să vorbim și despre sistemul de învățământ. Nu ne interesează. Domnule președinte, agricultorii sunt într-o situație dificilă. Poate mai mult pe noi nu ne interesează acum problemele oamenilor. Nu asta contează. Contează altceva. Alegerile prezidențiale, asta contează. Eu cred că socialiștii sunt de acord cu poziția mea. Pe ei interesează alegerile parlamentare și înțeleg că pentru a avea un rezultat bun, oamenii trebuie să sufere. Ei se uită foarte cinic. Cinismul acum este specific socialiștilor. Eu o să mă discuții cu ei. Socialiștii sunt în criză. Noi suntem blocați pe extern și nu vrea să discute nimic cu noi nici din est, nici din vest. Noi vom avea nevoie de resurse. Resurse pentru a susține socialiștii. Ei așteaptă suport suplimentar din partea statului. Socialiștii trebuie susținuți haine, materiale de construcție și așa mai departe. Să vorbim puțin și despre parteneri. Am să încep cu excelența sa, Chicu. Iar tema aceasta. Exact. Păi am spus foarte clar că destul de frecvent am foarte multe legături sexuale cu domnul prim-ministru. Noi facem un schimb de lichidități, practic odată în 2-3 săptămâni. Noi nu putem să ne permitem să mergem în pădure undeva, pentru că am avut carantină până pe data de 1 septembrie sau 1 octombrie, niciun fel de chestii de acestea sexuale. E foarte dificil fiecare să primească sute de mesaje. Dar la sigur, cum se ridică procedura de carantină, perioada de carantină, vom merge și în parcuri și terenul de joacă, în pădure undeva. Vreau să vorbim puțin despre partenerul doamna Greceanu. Eu cred că este proastă și noi lucrul ăsta trebuie să-l recunoaștem. Asta e ceea ce simt eu. Și partea cea mai interesantă, partenerul Fadeina Gacevski. Doamne ferește! Explicați-mi dumneavoastră de ce politicianul și marele expert medical Igor Dodon operează cu curul și nu cu capul. Pentru că noi nu putem să gândim, pentru că este un balabol. Înțeleg că încearcă cineva să arăte mare și tare. Ce mesaj ați avea pentru cei din agricultură? Situația cât mai rău e cât mai bine. Și, încă un lucru important, vă spun destul de sincer, eu nu sunt virus, eu sunt Dodon virus. Doamnelor și domnilor, să aveți o seară cât mai frumoasă. Da, 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 suntem moldoveni. Da, 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 cu asta ne mândrim. De Igor Dodon, don, 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 trebuie să ne lecuim. Sănătate și aveți grijă.